exponenții facultății județești și științele comunicării. Vă zicem bine ați venit la noi și suntem foarte bucuroși de perspectivele care se proiectează, pentru că Facultatea Jurnalistică și Științele Comunicării întotdeauna acceptă provocările și acceptă orice activitate care poate să eficientizeze munca profesorilor și să sporească randamentul activității jurnaliștilor. Ne propunem în acest sens să nu ne limităm doar la organizațiile care sunt pe interior, ci scopul nostru este să internaționalizăm proiectul, programul de studii și iată, dumneavoastră sunteți cei care veniți să aduceți primăvara în acest sens, pentru că noi avem colaborări internaționale, dar toate țin de entități similare. Noi chiar vrem să fie o colaborare foarte intensă, participativă, inclusivă și noi din partea noastră vrem să punem umărul la formarea capacităților jurnaliștilor de a înțelege subiectele economice, subiectele financiare. Noi, Camera Americană de Comerț, suntem o comunitate mare de companii, antreprenori, care dețin o experiență foarte vastă în desfășurarea afacerilor și ei vor fi foarte bucuroși, evident, să partajeze această expertiză cu viitorii jurnaliști, cu, exact cum ați spus dumneavoastră, cu acei care vor aduce lumină, acei care vor promova anumite mesaje informaționale și, de fapt, beneficiarii vor fi atât comunitatea noastră, dar mai degrabă toată societatea. De ce, da, dacă noi putem să contribuim la, iată, calitatea acestor viitori specialiști în domeniul jurnalismului, sper că punem acum o temelie bună și suntem foarte flexibili în ajurăm împreună și chiar sper că fie spor. Mersi mult! Mulțumesc și noi vă mulțumim din tot sufletul că ați acceptat să fiți partenerii noștri, pentru că cum e spus, puterea crește. Așa este.